În fața a zeci de suporteri veniți pe stadionul din Plos ca să susțină echipa de fotbal feminin a CSM Alexandria, jucătoarele lui Călin Pistolea au pierdut la scor de forfe în fața celor de la Olimpia Cluj. Alexandrencele au irosit câteva ocazii de gol importante în prima repriză. Însă diferența de valoare s-a văzut la finalul meciului, când tabela arăta 3-0 pentru ardelence. La finalul partidei, Călin Pistolea a declarat că neatenția din teren le-a costat pe elevele sale. Jucătoarele de la Cluj ne-au prins, să spun așa, în două momente de neatenție ale noastre și ne-au cam turnat plumb în picioare aceste goluri, primele două goluri. Inevitabil a venit și al treilea pe un fond de oboseală, pentru că lotul avem destul de subțire, cu multe junioare în teren. Dar eu spun că am făcut un joc destul de bun din punct de vedere tactic. Valentina Petre, jucătoare la CSM Alexandria, a spus la finalul jocului că doar norocul le-a lipsit alexandrencelor. Am avut un joc foarte bun, exact ceea ce am pregătit la antrenament. Au fost multe momente ale jocului în care am luptat de la egal la egal cu cele de la Olimpia. În a doua repriză a fost un joc mult mai bun față de prima repriză. Am stat mai bine în teren, cum a spus și noastră, ne-am creat foarte multe ocazii, dar din păcate nu am reușit să marcăm. De partea cealaltă, ardelencele spun că partida nu a fost deloc una ușoară. Cred că fiecare dată am avut meciuri dificile la Alexandria, odată terenul, odată condițiile meteo și așa mai departe, dar consider că ne facem singure meciurile grele. După această victorie, Olimpia Cluj s-a apropiat la 3 puncte de liderul Poli Timișoara. CSM Alexandria rămâne la jumătatea clasamentului pe poziția a 7-a cu 13 puncte adunate în 8 partide.